Bun găsit! Prima variantă a rutei Suceava-Botoșani a fost inaugurată de primarul Ion Lungu. Alături de edilul Sucevei s-au aflat președintele Consiliului Județean Gheorghe Flutur, deputatul Ioan Balan și viceprimarul Lucian Harșovski. Ion Lungu a arătat că această investiție este una extrem de importantă pentru municipiul Suceava. Astăzi inaugurăm o primă variantă din ruta alternativă Suceava-Botoșani. Este vorba de varianta pentru trafic ușor de 3,5 tone. Care merge de aici și iese pe strada Merăuț la intersecția cu Petru Rariș. Eu zic că într-un termen de timp rezonabil, un an și 5 luni, de când am început aceste lucrări, aici la Podul Unirii, și cu niște costuri rezonabile, spun eu, 1,5 milioane euro cheltuit până în prezent primăria din fonduri proprii, am reușit să facem Podul Unirii și această variantă de 800 de metri, așa cum am spus, pentru traficul ușor. Începând de astăzi, urmează să lucrăm la un pod peste un podeț, așa se cheamă el. El este, mă rog, de o lungime mică, de 25 de metri, peste pârâul cetății. Și eu sper ca anul viitor, până la data de 30-a 6-a, să dăm în funcțiune varianta pentru trafic foarte greu. Varianta oficială, practic, a acestei rute alternative, care vine de la intersecția străzilor Calea Unirii cu Traian Vuia, cea care vine de la Rădăuț, pe strada Apeductului. Așa cum am spus, avem de făcut acest podeț și, la fel de important, sigur că avem acolo de viață și o magistrală de termoficare. Avem depus un proiect în acest sens la guvern pe termoficare 2006-2020. Și aici vreau să răspund la acea întrebare care tot se pune, de ce n-am făcut podul cu 4 benzi. De-abia am încăput cu această rută alternativă pe 2 benzi, deci nu-mi permite terenul. Deci la lărgimea străzii, 7 metri plus 3 metri trotuare, îmi trebuie minim 10 metri. Deci nu se putea face cu mai multe benzi, n-avea nicio logică să facem 4 benzi la pod și 2 benzi accesul până la pod. Vreau să vă spun că este una din strategia municipalității de a face aceste rute alternative, rute variante ocolitoare a orașului nostru, și o să vă arăt la capătul podului, în partea stângă, cum suntem noi, este un drum pe lângă malul râului Suceava de 3 km care duce până la Tișăuț. Acolo, la Tișăuț, vom veni cu varianta de ocolire numărul 2 a orașului Suceava, care vine pe relația cumpărătura Ipotești-Tișăuț-Salcea. Așa cum se știe, acum 2 săptămâni, împreună cu domnul președinte, a participat la semnarea acelui contract pentru desemnarea firmei care realizează consultanța și studii de fezabilitate pentru autostrada A7, această autostradă care vine la Ploiești, Mizil, Focșani, Bacău, Roman, Pașcani, Suceava, Siret. Deci cealaltă variantă ocolitoare va fi un punct de un nod de descărcare pentru autostradă. Ca atare vom lega această rută alternativă a orașului de varianta ocolitoare numărul 2. Iată că vom avea un inel ocolitor în jurul orașului, cred că suntem unul din puține orașe din România care va avea acest inel ocolitor. Este o strategie clară a municipalității de a asigura fluidizarea traficului în orașul nostru și în această zonă. Eu vreau să mulțumesc aici constructorilor care, vă spun, la pod au terminat într-un termen record. În 4 luni de zile podul a fost practic ridicat, celor care lucrează la ruta alternativă, la drumul ocolitor ca atare, și sperăm că, așa cum am spus, până anul viitor, în vară, să dăm definitiv această rută alternativă în funcțiune. Vreau să mulțumesc pentru colaborarea bună pe care am avut cu domnul președinte Flutur pe acest proiect, sprijinul care ne-a acordat și domnul deputat, discuții pe care le-am avut, ne-am consultat și le mulțumesc că astăzi sunt alături de mine. Îi rog ca atare să spună-și numai câteva vorbe. Vă rog, domnul președinte. Prezenți la inaugurare, Gheorghe Flutur și Ioan Balan au apreciat munca depusă de primarul Ion Lungu în această investiție importantă. Sincer, mă bucur și vă felicit, domnule primar, pentru această realizare, care e a doua după centura ocolitoare a Sucevei, această deviere de trafic și scoatere a unei părți din trafic din Suceava, mă face să gândesc că șanse să respirăm mai ușor în municipiu, să nu mai fie atât de aglomerat, se va întâmpla și datorită acestei variante de ocolire. Este al treilea pod peste râul Suceava, pentru că orașul Suceava este împărțit de acest râu. Dacă punem și podul mare de pe centura ocolitoare, sunt 4, ne gândim la al 5-lea cu centura următoare, înseamnă ceva. Discuțiile pe care le-am avut cu primăria și le avem în continuare sunt să încercăm să deblocăm centrul Sucevei. Una dintre soluții pe care trebuie să o găsim este cetatea, platoul cetății, să putem să legăm
pe o stradă care să coboare aici și să ajungă la acest pod. Oamenii, pasagerii care vin la cetate, gândiți-vă, în momente de vârf, festivalul medieval sau alte evenimente blochează efectiv centrul orașului și aici va fi o variantă foarte eficientă de trafic, spun eu. Mă uit în deal și în vale, într-adevăr, amenajarea albii râului Suceava este o prioritate și eu mă bucur că primarul Lungu are un proiect ambițios și pentru asta, pentru că va trebui să punem în siguranță zona și să o facem zonă de agrement. În orice caz, e o investiție foarte, foarte necesară. Va lega și orașul de zona industrială și de viitorul parc industrial, pentru că aici, împreună cu primăria, discutăm un parteneriat în perioada imediat următoare pentru al doilea parc industrial în zona noastră, după cel din aeroportul Salcea. Așadar, să deschid niște perspective frumoase și mai ales această legătură dintre Suceava și Botoșani, plus zona comercială. Sunt foarte multe magazine și ne-ar putea ajuta mai mult acest traseu să nu mai fie așa de mare aglomerația în centrul Sucevei. Felicitări, domnule primar, și chiar mă bucur că ați avut curajul și ați insistat foarte mult să rezolvați această variantă care va ajuta foarte mult Suceava. Da, mă bucur și eu că suntem astăzi aici la acest eveniment și vă mulțumesc că sunteți și dumneavoastră prezent. Săptămâna aceasta pare să că e o săptămână a marilor realizări. În fiecare zi avem câte un proiect și săptămâna încă nu e încheiată. Uitați-vă că ceea ce suntem astăzi și ce facem astăzi aici este o realitate. Mă bucur că și presa este alături de noi și arată aceste realizări cetățenilor Sucevei.